Apar două noi modificări propuse de Ministerul Afacerilor Interne la codul rutier privind suspendarea înmatriculării unei mașini sau radierea acesteia. Schimbările apar într-un proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică. În proiect sunt noi situații în care se va suspenda și radia înmatricularea mașinilor în afară de cazul în care expiră polița de asigurare de răspundere civilă auto RCA. Astfel, nu doar în cazul expirării ITP ca acum, ci și în cazul expirării RCA va interveni suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului. Totodată, prin proiect sunt introduse două noi situații de radiere din evidența unui vehicul din oficiu de către autoritatea care a efectuat înmatricularea. Mai precis, se va radia un vehicul atunci când înmatricularea a fost suspendată timp de 9 luni pentru că noul proprietar nu a solicitat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate și când înmatricularea a fost suspendată timp de 3 ani pentru expirarea sau, după caz, anularea ITP-ului.